Cam ăsta este jocul pe care îl mai am. Când să mă uit ce mai am de făcut pe la tractor, să vedeți aici ce am văzut, o defecțiune. Scuzați mizeria de înăuntru, chiar de-aia vreau să fac și faci o puțină curățenie și când am pus mâna pe volan, ce observi, audeți. Prezintă un joc. La ce să fie jocul, am început să o iau de aici. Să o iau de aici unde începe el. Pac, observăm această cruce. Una, două. Oare o mai avea bine? Stau așa și mă întreb. Poate să sară oricând aici așa, să ne mai fără direcție. Și așa, frate, că am așa am dat comandă la cei de la UTB Shop. Două cruci de direcție. Și acum așteptăm să vină și să le montăm. Că degeaba am făcut eu direcția dacă aceste cruci formează acel joc. Haideți, băieți, că luăm să le montăm. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am mai găsit din nou la mine pe canal. Astăzi vă voi arăta cum scăpați de jocul de la direcție de la tractor. Foarte simplu și eficient cu aceste două produse de la UTB-Shop. Alea fiind spuse, rămâneți alături minutele care urmează să vedeți cum puteți scăpa de acel joc la volan. Deocamdată luăm o cheie de 13 și desfacem aceste șuruburi. Cum să vede aici, este montat în 3 șuruburi. 1, 2, 3. Le desfacem pe acestea și pe urmă revenim. Vaselina de completare.
gata, băieți, am terminat de montat și cuciile. Bă, cum să vei, uite. Jocul. Adio, joc. Pa, pa. Așa, hai să vedem și la volan. Cam ăsta este jocul pe care îl mai am. Bineînțeles, o toleranță mică acum nu se mai pune. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi. Mulțumesc tare mult celor de la UTB Shop pentru aceste cruci. Cam atâta, băieți. Dacă aveți întrebări ceva, puteți să le lăsați în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonat deja, să dați un like la acest videoclip și să distribuiți cui ai nevoie. Cam atâta, băieți. Pa!